ta rugăm, reții, auzi-ne și ne miluiește. Eroi martiri ai neamului nostru, căzuți pe câmpule de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întrecirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Încă ne rugăm pentru robii lui Dumnezeu, adormiți eroi, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Însuți, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi, eroi, martiri ai neamului, luptători căzuți pe câmpule de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, cu tot neamul lor cel adormit, în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă. De unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea? Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul. Ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor. Dumnezeu să ierte. O Sfinții odihnește Hristoase, sufletele adormiților, robilor Tăi. Unde nu este durere nici, întristare, nici suspin, ci viața cea fără de sfârșit. Veșnică pomenire. Hristos a înălțat! Preacucernice Părinte, domnule primar, domnule viceprimar, stimate oficialități, dragi copii, iubiți credincioși, iată-ne aici, în fața primăriei, în centrul comunei Vama, în fața celor două monumente care amintesc, de câte ori trecem prin fața lor, ne amintesc că trăim vremuri de liniște aici în România datorită lor, a celor care s-au jertfit pentru libertatea neamului românesc, pentru ca să trăim într-adevăr cu mândrie în lume, că suntem un neam creștin, că suntem un neam aici de mii de ani. Astăzi, cu ocazia marelui praznic al înălțării Mântuitorului, când sărbătorim, iată, întoarcerea Mântuitorului la ceruri de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, acolo de unde a venit atunci când s-a întrupat din Fecioara Maria pentru mântuirea neamului omenesc. Cu acest praznic al înălțării Domnului se încheie această activitate pământească de mântuire a Domnului nostru Iisus Hristos. Mântuitorul, când a venit pe pământ, ne-a dat acest temei, că trupul pe care îl avem, trupul acesta pământesc, trupul acesta omenesc, care vedem că îl conducem la pragul mormântului, poate să învieze. Și acum 40 de zile am sărbătorit învierea Domnului, cea mai mare sărbătoare creștin-ortodoxă. Este sărbătoarea prin care noi creștinii avem această dovadă că la un moment dat în Împărăția Dumnezeu vom învia cu toții. Cei care s-au jertfit, eroii neamului, pentru că fiecare dintre noi, din familiile noastre, dacă ne gândim, avem într-adevăr strămoși care s-au jertfit în războaie, pe câmpurile de luptă, în revoluții, în închisori, s-au jertfit pentru ca oamenii, poporul român de pretutindeni, să trăiască în pace și liniște. Vedem că în zilele noastre, în lume, sunt războaie.
Biserica Ortodoxă, la fiecare sfântă liturghie, se roagă pentru pace în lume, pentru liniște, pentru bună învoire între oameni. Pentru că asta dorește și Dumnezeu de la noi. Să trăim în bună învoire. Spune și Mântuitorul Iisus Hristos că dacă am face toate câte ceilalți voiesc de la noi, atunci am putea trăi în liniște. Și porunca iubirii ne spune Mântuitorul să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, tot sufletul tău, toată virtutea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iar în predica de pe munte ne îndeamnă toate câte voiți să vă facă vouă oamenii, asemenea și voi să le faceți lor. De asemenea, biserica se roagă pentru înțelepciune, pentru că conducătorii care sunt în lume au nevoie de înțelepciune pentru a conduce popoarele. Și la fiecare rugăciune pe care o facem în biserică, ne rugăm pentru luminarea minții conducătorilor, ca să le dea gândul cel bun de a conduce cum se cuvine popoarele și, în primul rând, poporul român. Fie ca bun Dumnezeu să le dea odihnă în împărăția sa, eroilor care s-au jertfit pentru noi oamenii, să ne dea nouă puterea de a-i cinsti cum se cuvine, pentru că această rugăciune pe care am făcut-o astăzi reprezintă o jertfă noastră, în primul rând de rugăciune și mai apoi jertfă materială, pentru ceea ce ei au sădit aici, în acest teritoriu, cum spunem noi, pământul românesc. Dumnezeu să ierte, să trăiți, să-i pomeniți. Amin. Vă mulțumim foarte mult și am să rog elevii școlii Iorgu Toma Vama se prezinte ca un mic program artistic. Sărbătoarea Înălțării Domnului este și ziua dedicată pomenirii eroilor neamului. Eroii neamului sunt strămoșii noștri, care au avut credință dreaptă în Dumnezeu, iar când s-a iubit un pericol asupra ființei naționale, au știut că sunt responsabili și datori de a păstra nealternată credința și de a rămâne liberi. Cu profundă recunoștință în suflete și în cunoștință, prețuim pe toți eroii cei de multe lucruri pentru libertate, unitate și apărarea creștinității și a Europei întregi, pe cei de la Posada, Rovine, Vasluni, Războieni, Călugăreni, ori Felimbar, pe cei din luptele pentru independență din 1877 și 1878, pe cei din bătăliile războiului pentru întregirea neamului din 1916-1918, pe cei care s-au jertfit pentru țară în 1941-1945, pe frontul celui de-al doilea război mondial, pe cei care au murit în închisorile comuniste pentru apărarea și întărirea credinței ortodoxe, pe cei care s-au jertfit pentru libertate și credință în decembrie 1989, precum și pe toți cei care și-au dăruit jertfa supremă acolo unde țara le-a încredințat misiunea